Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la un nou filmuleț. De data asta o să mergem în căutarea unei plante absolut extraordinară, numită pentru proprietățile ei, mai cu seamă pentru durerile reumatice, pneumonie sau sinuzită. Ea se numește untul pământului, o să vă arăt eu exact cum arată ea, unde puteți să o găsiți și cum se prepară. O să încep să caut planta undeva aici, sub aceste stânci, pentru că știu eu un loc unde se făcea odată. Dacă nu găsim aici, o să coborâm și o să căutăm în zonele mai umede. Ea se face, în general, ori la zonă stâncoasă, undeva la baza stâncilor, ori în zonele umede, lângă apă. Ea are așa niște fructe roșii, o să vă arăt eu exact. Am găsit aici bureți melcești sau buretele melcului, se mai numește el, proaspeți. V-am mai arătat. Vedeți, iau culoarea asta albă și cu un lichid viscos așa deasupra lor. Ăștia sunt comestibili, dar trebuie fierți foarte bine ca să se elimine acest lichid viscos. Uitați-vă, încă se găsesc proaspeți. Chiar și în perioada asta. Haideți să vă arăt aici. Uitați-vă. Ăsta se numește păducel. Sau mălaiul cucului, se mai spune în unele zone. Îl vedeți, ăsta e fantastic pentru a face un fel de dulceață, o pastă se face din el. Se poate face și un ceai extraordinar. Și haideți să vă arăt exact aici lângă el. Vedeți cum arată păducelul. Deci ăsta e fantastic pentru proprietățile lui. Pe lângă că conține foarte multe vitamine și antioxidanți, are și niște efecte calmante. Pentru cei care au probleme de inimă, să spunem, ăsta e fantastic. Trebuie să încerce un ceai din păducel. Și exact aici lângă, să nu cumva să le confundați cu afinele sau cu ceva fructe de pădure comestibile. Ăsta e lemnul câinesc, se numește el. Deci, ăsta e otrăvitor. Îl vedeți cum arată. Exact aici, lângă. Deci are culoarea asta neagră, ca mura. Vedeți și frunzele cum arată. No, deci ăștia, fructele astea sunt otrăvitoare. Aveți grijă să nu le mâncați. Dar păducelul e extraordinar. O să mă pun să strâng și eu, pentru că vreau să fac un ceai. Foarte, foarte multe măceșe. O să strâng și niște măceșe. Din ele se face un ceai extraordinar, cum am mai spus. Și mă uit așa după o plantă cu niște fructe roșii. Așa îți dai seama cum arată untul pământului, după planta aia. Ăsta se numește porumbar sau porumbele, li se mai spune. Le vedeți, au culoarea asta, un mov, să spunem, spre albastru, închis așa. Deci astea sunt extraordinare, astea sunt considerate poate cele mai sănătoase fructe de pădure. Deci din ele se poate face o dulceață foarte bună, se pot face ceaiuri, se poate face compot, are tot felul de proprietăți. Să spunem că ajută la întărirea sistemului imunitar, e folosit și ca dezinfectant, deci foarte, foarte apreciat. Se mai folosește la diverse probleme ale plămânilor, ale rinichilor, deci foarte importantă această plantă. O vedeți cum arată. Asta o puteți culege până în toamnă târziu, uneori chiar și iarna. Deci pentru cei dornici care vor să culeagă încă fructe de pădure, porumbarul sau porumbelele este clar de luat în seamă, mai ales în perioada asta, în unele zone se găsește din abundență. Vedeți, o să strâng și eu câteva, după care o să-mi continui drumul. Și când dă înghețul peste ele, devin mai moi și atunci devin și mai dulci. Foarte, foarte bune. Le vedeți cum arată. Haideți să încerc să
rup una, vedeți, are și un sâmbure în interior. Așa arată. Are și un sâmbure în interior și are culoarea asta, albastră închisă, mauve cumva. Haideți să vă mai arăt ceva interesant. Ăsta se numește jir. Ăsta e fructul fagului. Poate mulți dintre voi nu știați asta, dar și fagul are un fruct. Vedeți cum arată? Are această coajă, membrană, să spunem. Și dacă scoatem această semință, membrana ei, o vedeți cum arată la interior. Sper că se vede. Deci ea e fantastică la gust. Se aseamănă la gust cu alunele sau cu nucile. Mulți spun că se aseamănă la gust chiar și cu fisticul. Deci e foarte, foarte bună, foarte bogată în proteine, grăsimi bune. Deci asta e fantastică la gust. Se găsesc din abundență acum în perioada asta. Puteți să mergeți să strângeți lejer un kilogram, două, fără probleme. Foarte, foarte bună la gust. Mie mi se pare că seamănă la gust cu nuca. Vedeți, le găsiți așa pe jos. Uitați-vă. Așa arată coaja lor. Uai, cât e de bună. Deci ăsta e jirul. Ăsta e fructul pe care îl face fagul. Planta asta se numește frăsinel. Din ea se pot face tot felul de remedii. Are niște efecte calmante. Ajută la unele persoane care au probleme cu nervii, să spunem. Ajută să se calmeze. O vedeți cum arată? Din ea se folosește rădăcina și florile. Se poate face un ceai extraordinar. Ia dacă o luați și o mirosiți, are un miros puternic, așa, mentolat. Deci, extraordinară l-a făcut ceaiuri. Și cum am zis, un ceai foarte bun, care are un efect calmant. Ișul caprei. Asta e foarte, foarte bună când e tânără, în primăvară, când încep să iasă frunzele. Deci are un gust așa acrișor. Conține foarte multă vitamina C și se poate băga în salate. Multă lume o folosește chiar și acum, în toamnă târziu, îi folosește frunzele pe post de condiment în unele feluri de mâncare. Macrișul caprei se numește. Așa de la distanță am crezut că este vorba despre planta untul pământului, însă apropiindu-mă mai bine, mi-am dat seama că e vorba despre salba moale. Asta e o specie otrăvitoare. O vedeți cum arată? Are o membrană așa de culoarea roz și când rupe acea membrană, fructul are culoare așa portocalie, la culoare cu portocala. Asta e otrăvitoare consumat așa. Însă, ca multe alte plante otrăvitoare, se fac tot felul de medicamente din ea, remedii. Însă nu-i ceea ce căutăm noi, noi căutăm untul pământului. Aia arată puțin diferit. De la distanță se poate asemăna. Asta e salba moale. Am găsit aici o ciupercă care se numește băcălie de fag sau Genoderma aplanatum. Asta e o ciupercă foarte renumită pentru proprietățile ei vindecătoare. Din ea se face un fel de praf, ea se macină, se face un fel de praf și praful ăla se poate băga în mâncare sau se face un fel de ser, să spunem așa, din ea, care se pulverizează în anumite feluri de mâncare. Ea e renumită pentru proprietățile ei anticancerigene. O vedeți, haide să o rup ca să
Vă arăt cum arată și dedesubt. Se vede, da? Iată, uite că până la urmă am găsit ce căutam. Am găsit planta. Asta-i, untul pământului. Așa arată fructele ei. Ea e foarte subțire la suprafață, însă sub pământ, însă foarte adânc sub pământ, uneori chiar și jumate de metru, ea are o rădăcină care se folosește la problemele reumatice. Pentru cei care au pneumonie, probleme ale plămânilor și sinuzită mai cu seamă. Deci o plantă minune, cum se spune. Haideți că o să săp după rădăcină să vă arăt cum arată ea. Sper că nu am mult de săpat, poate am noroc și asta nu e așa de adânc băgată în pământ. Și mai târziu o să vă arăt și exact cum se face acel remediu despre care vorbesc, acea cremă. Haideți că am început să sap. Am săpat vreo 20 de centimetri și se pare că am noroc de data asta. Nu e așa de adâncă băgată sub pământ. O vedeți aici. Haideți că o să mă chinui să o scot ca să vă arăt mai bine. Uitați-vă că până la urmă am reușit să o scot. Hop! Haideți să vă arăt mai bine. N-am reușit să o scot întreagă. Dar nu contează, nu e neapărat să o scoateți întreagă. Așa numai bine pot să vă arăt și cum arată ea la interior, da? Vedeți, are culoarea asta albă și când puneți mâna pe ea se simte ca și cum ar fi o pastă, ca o cremă. Așa arată ea, rădăcina. Deci asta e importantă, rădăcina. Cum am zis, asta e sănătate curată. Pentru cei care au probleme cu durerile reumatice, asta e sfântă planta asta. Asta e rădăcina de untul pământului. Multă lume nu știe, am văzut că mulți o cumpără și cei care cunosc această plantă nu prea vor să vorbească, nu vor să spună și altora unde se găsește, cum arată și cum se prepară. Însă, eu n-am nicio reținere. Eu o să vă arăt. V-am obișnuit pe canalul meu cu tot felul de informații care, spun eu, sunt utile. Bun, am găsit ce căutam. Ce trebuie să vă mai spun despre ea e că ea nu este comestibilă în stadiul ăsta crud. Bun, mă bucur tare că am găsit untul pământului. După cum v-am promis, o să mă duc acasă și o să vă arăt exact cum se prepară el. Rămâneți aproape! Haideți să vă arăt cum se prepară untul pământului. N-avem nevoie de mare lucru. Avem nevoie de o răzătoare, un borcan în care să îl băgăm și spirit medicinal. De preferat să fie peste 70% alcool. Bun. Primul lucru care trebuie să-l facem e să spălăm rădăcina și să o curățăm. Curățăm frumos ca pe cartof. Pe noi ne interesează asta, rădăcina la interior. Acum urmează să o dăm prin răzătoare. De preferat, răzătoare fină. Mie așa îmi place. Vedeți? Ea se face ca o pastă. Ce trebuie să vă mai zic e că dacă nu o preparați exact în ziua în care ați găsit-o, o puteți pune la frigider, ea rezistă fără probleme o săptămână, două. Deci nu-i problemă dacă n-aveți timp în aceea zi să faceți această pastă. Vedeți cum arată? Ce trebuie să vă mai zic e că atenție mare să nu o mâncați așa, pentru că ea e otrăvitoare dacă e mâncată exact așa cum e acum. Mă rog, otrăvitoare. Poate provoca niște grețuri, niște dureri de stomac, să spunem, niște arsuri, mai cu seamă.
Bun, trecem la pasul următor. Dăm frumos borcanul. Haideți să vă arăt mai bine. Vedeți, așa trebuie să arate după ce ați dat-o prerăzătoare. Ea se face ca o pastă. Da, se vede. După care, peste ea, turnăm alcool sanitar. De preferat, peste 70% alcool. Vedeți, ea devine un fel de cremă, un fel de pastă. Vedeți cum a ieșit, da? A ieșit ca o pastă. No, asta urmează să o lăsăm 10 zile la borcan, scuturată o dată pe zi. Puteți să puneți și mai mult alcool, de preferat să fie vreo două degete peste, cam așa. No, acum e perfect. Deci, dacă vă dați cu ea, să spunem, într-o zonă în care aveți probleme, o să simțiți niște furnicături, niște mâncărimi, exact ca și cum ați fi urzicat. No, ea se folosește pentru mult mai multe probleme decât problemele reumatice. Poate ajuta și la durerile de sciatică. Cum am spus, poate să ajute la pneumonie, la bronșită, la sinuzită. Deci asta e o plantă, poate, cel mai puternic inflamator. Anti-inflamator. Pardon. No, bun. Asta a fost, așa se prepară. Sper că v-a fost de ajutor. Așa se prepară untul pământului. Nu uitați să dați un like. Nu uitați să lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați. Ne auzim data viitoare la alte filmulețe. La revedere!